Petre Grigoraș a negat o înțelegere între conducerea clubului Gorjan și Răzvan Pădurețu. Jucătorul și-a reziliat contractul cu Unirea Urziceni după ce a renunțat la toate restanțele salariale. Așa s-a speculat că ar putea ajunge la formația gorjană din acest retur. Grigoraș a infirmat însă transferul, spunând că interesul său nu a fost pentru Pădurețu. Am văzut că doar scrie în ziar. De unde a apărut? Nu știu. Sincer, eu, interesul meu este pentru altcineva, alt jucător de la Urziceni, dar lăsăm lucrurile să dereleze așa. Grigoraș vrea însă un alt jucător din Bărăgan, căruia nu a vrut să îi dea numele pentru a nu-i pica afacerea. După indiciile date, acesta pare a fi Raul Rusescu, atacant ce a fost dorit de tehnician încă de la sfârșitul turului. Grigoraș a recunoscut că a purtat discuții cu jucătorul. Dar e adevărat că unul din jucătorii pe care mi-am dorit de la început, sper să se rezolve, deci nu dau numele că mi-e și frică să nu o ia pe altă cale. Mi-aș dori foarte mult să vină la echipă și sunt convins că ne-ar ajuta. Pandurii nu o văd contracandidată în lupta pentru salvarea de la retrogradare pe Unirea Urziceni. Vor trebui să o ducă până la capăt, până la sfârșitul campionatului, dar sunt convins că marea majoritate a jucătorilor vechi vor părăsi echipa și Urziceni va fi formată, cred că, din jucători tineri sau foarte tineri. Și bineînțeles că șansa lor de a rămâne în prima divizie e scad simțitor. Raul Rusescu, vârful de 22 de ani al Unirii, a marcat un singur gol în această toamnă pentru urziceni. Curelea și Chipciu au mai fost jucătorii doriți insistent de Grigoraș la Târgu Jiu după finalul turului.